La radio cu Andreea Esca la Europa FM. Bună ziua și bine v-am găsit la radio. Pentru cei care nu sunt în mașină la această oră, dar au acces la un calculator, trebuie să știți că ne puteți și vedea pe site-ul europafm.ro sau pe pagina de Facebook la radio. Astăzi avem plăcerea să stăm de vorbă cu un artist care ne face să fim mândri că suntem români. Ținite și acum reacția educatoarei care discuta cu părinții mei și le spunea așa, că, dar copilul este inteligent, este talentat, de ce l-ați dat la muzică? Ar putea fi foarte bun în alt domeniu. Începând din 2000, am cântat pe un instrument tot așa foarte vechi, italian, ce mi-a fost pus la dispoziție de un colecționar francez. A venit poliția metroului să mă ridice. Asta ce faceți aici? Bine, eu cânt. În timp ce cântam. Calitățile sonore ale viorii mă ajută pe mine să mă exprim mult mai bine. Pe de altă parte, sunt pe deplin conștient că Stradivarius este un brand în sine care poate este mult mai cunoscut decât Alexandru Tomescu. Violonistul Alexandru Tomescu este așadar cel care ne va face ca sâmbăta să sune și mai frumos la radio. Probabil că mulți dintre ascultători știu deja că pentru maestria artistului, statul României a acordat privilegiul de a cânta pe vioara Stradivarius, care fusese anterior în posesia muzicianului Ion Voicu. Bună ziua și bine ați venit! Bună ziua, bine v-am găsit. Aș vrea să fac o mică precizare. Statul român mi-a acordat acest privilegiu în urma câștigării de către mine a unui concurs. Bineînțeles adică, că așa, și vom vorbi despre acest concurs imediat. Înainte să începem să povestim, însă trebuie să treceți prin experiența autobiografia în 20 de secunde. Adică atunci când veți auzi cronometrul, vă veți descrie numai 20 de secunde. Imediat. Autobiografia în 20 de secunde. Sunt Alexandru Tomescu, sunt violonist și ceea ce îmi place cel mai mult să fac este să cânt pentru oameni. În orice țară ar fi ei, în orice loc s-ar găsi ei, doar într-o stare de grație să fie. Asta e tot. Asta e tot și ne-am încadrat și în 20 de secunde. Haideți să ne întoarcem atunci la momentul în care ați simțit că vreți să faceți muzică. Da, asta este un moment pe care mi-e greu să-l găsesc așa cu mare precizie, fiindcă eu m-am născut într-un mediu muzical, mama mea fiind profesoară de vioară și fiind o profesoară de vioară foarte dedicată meseriei, deci îi place să predea, îi place să lucreze cu copii, mi-a și spus și sunt convins că așa și este, ea a făcut lecții de vioară cu mine acolo în burtică, deci mă rog, cu alți copii, evident. Așa că, și tatăl dumneavoastră, de asemenea, da, tata a fost pianist, da, și el este cel alături de care am făcut cam primii mei 10 ani de turnee, de concerte și chiar nu o să vin niciodată că ultima mea colaborare cu tata, ultima mea cântare în public cu el a fost chiar pentru concursul pentru Viola Stradivarius, atunci în 2007. Deci da, pentru mine cântatul la vioară a făcut parte și face parte din viața mea de zi cu zi. N-aș putea să-mi imaginez cum ar fi fără. Că lumea mă întreba cum era... Cum ar fi dacă nu ați cânta. Cum ar fi dacă nu... Da, întrebarea mea este... Bun, v-ați născut într-o familie în care se auzea, nu, muzică clasică aproape întotdeauna și în care cam părinții 24 erau... Din 24. Părinții erau pasionați de acest lucru. Dar putea ca tocmai acest lucru să vă facă, nu știu, să nu vă doriți să luați pe această cale. Sunt mulți copii care fac, nu, exact invers decât ceea ce văd acasă. Da, ce să spun, atunci la 5 ani când îi trăgeam eu de mânecă pe părinții mei, vreau să cânt la vioară, dar de fapt dați-mi o vioară, că asta vreau, nu vreau neapărat, vreau jucăria asta, că vioara de fapt, dacă stăm să ne gândim așa serios, este o jucărie pentru oameni mai mici sau mai mari. O jucărie și... foarte greu de manipulat însă. Nici pe departe, e o jucărie ergonomică ce a ajuns la forma ei perfectă și asta vedeam eu, deci vedeam copii ceva mai măricei decât mine, 7, 8, 10 ani, 15 ani și care aveau această jucărie, nu știu. Eu eram convins, spre exemplu, că în capătul arcușului, acolo unde e un butonaj din care se reglează tensiunea părului, e un beculeț. Și tot aia numai pentru beculețul ăla și aș fi vrut să cânt la vioară și făcut orice pentru asta. Deci pentru mine asta a fost la început, joacă. Și de multe ori noi, artiștii, poate ne luăm prea în serios și uităm de această latură ludică a ceea ce facem noi. Lucrul ăsta se regăsește cel mai precis în cuvântul care desemnează a cânta la un instrument. Că majoritatea limbilor străine, în engleză, în franceză, în germană... Este a juca. Da, a te juca. Da, to play, spielen, jouer și așa mai departe. Deci este o joacă. Doar în limba română se folosește același termen pentru a desemna cântatul vocal și cântatul instrumental.
ceea ce pune, ce alte, înseamnă, da, pune că altă presiune. Noi, că pentru noi nu e o joacă. Pentru noi este o cântare și ar trebui să ajungă să fie o cântare. Nu, dar totul a pornit ca o joacă și dacă pentru majoritatea meserilor de pe lumea aceasta alegerea meseriei se face undeva în liceu, înainte de liceu, la sfârșitul liceului, în domeniul muzicii lucrurile sunt așa mai spontane, mai nevinovate, adică începi să cânți la un instrument, la vioară, la pian, începi să cânți de la o vârstă foarte fragedă și practic această alegere pe care ai făcut-o din niște motive copilărești la momentul respectiv se îmbogățește în timp cu alte valențe, dacă este să fie. E adevărat, asta vreau să spun. La un moment dat, însă copilul, tot pentru că este copil, își va da seama foarte repede că această joacă înseamnă foarte, foarte multă muncă și înseamnă că poate nu trebuie să se ducă afară cu copiii la fel de mulți ca cei, la fel de mult ca ceilalți. Ați simțit asta? Da, asta e un mit pe care eu aș vrea să-l, de fiecare dată vreau să-l demontez, adică eu nu am avut parte de o copilărie din asta în care nu aveam voie să ies afară. Nu era vorba că nu aveați voie, vă doreați să cântați la vioară, nu? Da, îmi făcea mare plăcere și tocmai cântatul la vioară mi-a deschis porțile vacanțelor, adică, mă rog, vacanțe, plecam de acasă, plecam la diverse concursuri, la diverse festivaluri, mai știu, Festivalul Tinerilor Talente, la Râmnicu Vâlcea sau la Târgu Jiu, greșesc. Deci mergeam prin țară cu alți copii de vârsta mea, ne jucam, pentru mine era un fel de vacanță, tocmai atunci când faci cu plăcere ceva și copiii întotdeauna fac cu foarte mare plăcere diverse lucruri, atunci nu o vezi ca pe o corvoare, nu o vezi ca pe o muncă. Aveți cumva, nu știu, ceva care vă motiva? Adică vă gândeați că vreau să, nu știu, îmi place că voi câștiga un anume concurs sau că mă va remarca vreo fată sau nu știu. Nu, fetele nu le-am cucerit cu vioara niciodată. Știți că odată... Ține mâinile ambele ocupate. Știți de ce? Odată am stat de vorbă cu Edwin Marton care îmi spunea că el a început să cânte la vioară pur și simplu o mică, cum să zic, o bucățică dintr-o melodie pentru că vroia să cucerească o fată și îi spusese mama lui, uite, dacă ai să te duci să îi cânți o serenadă sub balcon, poate că o să se lase impresionată. Ceea ce s-a și întâmplat și când a terminat de cucerit fata, a zis că nu mai vrea să cânte, că și-a atins scopul, acum gata, s-a terminat, la nu mai vrea. Frumos. Și pe urmă, mă rog, au insistat părinții, profesorii și a făcut din asta o profesie. De-aia zic, fiecare are, nu știu, o motivație. Da, nu, mie mi-a plăcut întotdeauna în afara scenei să fiu apreciat pentru calitățile mele de persoană și nu pentru calitățile mele de violonist. Adică pentru mine, relația pe care o am cu soția mea, vioara nu are un rol atât de important, fiindcă altele sunt lucrurile care ne leagă pe noi, nu cântatul la vioară. Cum ar fi asta? Deci dacă avem vreo problemă, imediat îi cânt o serenadă și gata, ne-am împăcat. Ar fi foarte ușor și simplu, nu? Da, cred că ar fi utopic. Spuneți-mi, da, erați un copil cu minte, așa? Vă descrieți ca un copil cu minte sau făceați năzbâtii sau... Ce să zic, la grădiniță eram exemplu negativ, fiindcă la... Cum așa? În grupa mare, nu mai știu, în ultima vacanță de vară, nu știu, am căzut de pe o punte, mi-am spart capul, mi-am fracturat mâinile și eram așa bandajat, zice că veneam dintr-un film și mă arătau copiii, adică părinții și educatoarele mă arătau, zice că uite, dacă nu ești cu minte, ca el pățești, ca bandajul cu mâinile așa agățate. Acum și-ar dori să spun același lucru, uite, dacă nu ești cu minte ca el, așa. Fiecare are păi și cum ați făcut drumul... cu mâinile fracturate și bandajate să... Păi după asta am început să cânt la vioară, deci am început cu pianul, deci la 5 ani cântam la pian, am avut acest accident revelator pentru mine și după aceea am început să cânt la vioară, părinții mei mi-au făcut această concesie. Doamne, cu pianul mi se pare mult mai greu să cânți la vioară decât să cânți la pian, sau nu se poate face o comparație? Da, este adevărat că sunt diverse grade de a te împrieteni cu un instrument, că într-adevăr la pian este foarte simplu, stai comod pe scaun și doar cumva cum mai stai la calculator și... Și știi sigur că sunetul acela, în momentul în care l-ai apăsat, scoate sunetul exact, acela, nu? Exact, da, un miracol. Pianul are atâtea taste, că toate clapele pianului sunt niște taste și tu apeși pe buton și vine sunetul pe tavă. Dacă un pian foarte bun, vine deja sunetul acela, minunat și calitativ. Și dintr-o dată totul pare foarte simplu și foarte ușor. Dar această ușurință inițială se plătește foarte greu după aceea, fiindcă la pian, marea problemă este faptul că tu, ca interpret, tu nu atingi, tu nu ai contact cu sunetul. Deci, între tine și coarda care vibrează, există numai puțin de 8 pârghii care acționează, ciocanelul care lovește clapa și așa mai departe. Deci un sistem foarte complicat și de aceea pentru pianiști, cred eu, marea provocare este tocmai să-și găsească sunetul lor
propriu, știți, acel cușeu. Adică să știe cum pianist. Să atingă acea clapă ca să sune într-un anume fel, diferit față de un alt, nu știu, exact, artist. Exact, da, și sunt niște lucruri care nu pot, pur și simplu, nu pot fi replicate, fiindcă, evident, japonezii au inventat tot felul de piane din astea electronice care măsoară intensitatea cu care lovești clapa, da, și o poate reproduce, dar nu este doar asta, nu este doar asta. Noi în ziua de astăzi, vedeți, am ajuns să fim foarte preocupați de aceste aspecte tehnice, aceste aspecte palpabile și măsurabile ale când până la urmă întreaga frumusețe ține, stă în lucrurile care nu sunt palpabile. Da, tot ce este în jurul nostru. Ori când vorbim de artă, când vorbim de un lucru care te emoționează, deja vorbim despre niște lucruri care nu pot fi măsurate. Am vorbit despre pian, dar cum este relația cu vioara? Da, vioara este undeva la mijloc, a spune. Evident, instrumentul perfect este vocea umană, pe care Dumnezeu ți-o pune acolo și o ai acolo, datoria ta este să o cultivi. Iar la vioară, spre deosebire de pian, care este un instrument apărut mai recent în marea familie de instrumente muzicale, deci la vioară, tu ca violonist, cu prețul acesta al unei infinități de posibilități de a da greș, fiindcă la vioară nu există clape, există doar niște corzi, unde sunt notele în niște sensibil, locuri. Sensibil, Doamne, nu înțeleg niciodată cum se întâmplă. Cu acest preț, însă, tu ca violonist ai șansa de a atinge sunetul, de a-l simți, deci ai contact fizic cu el și dispui, practic, de o infinitate de sunete și de nuanțe. Tot este să știi cum să le alegi și atunci când trebuie. Wow. A studiat foarte multă vreme cu mama dumneavoastră, vioara. Primii 7 ani de acasă. Da. Era mai greu? Vi se părea că e mai greu sau că este mai ușor pentru că, fiind mama, o aveați mai mult la dispoziție, poate, decât alți copii? Nu, n-aș putea spune. Nu, deci mama nu stătea să lucreze cu mine 12 ore pe zi sau să stea lângă mine tot timpul. Nu, lucra cam o oră pe zi, 2 ore pe zi cu mine maxim, dar nu mai mult de atât. Și țin minte de pe atunci, era foarte ocupată, pleca la școală, pleca la concursuri, era în jury și așa mai departe. Și când pleca de acasă dimineața la 8, îmi lăsa, avea o agendă care îmi scria: ziua de azi faci atât, exercițiu cu tare, piesa cu tare și pe urmă când ai terminat poți să te apuci de lecții, de lecțiile de la școală. Haideți să vedem ce ne-a povestit și mama dumneavoastră despre cum studiați când erați copil. Era un copil minunat, deci foarte calm, foarte cuminte, foarte liniștit, foarte muncitor. Era o bucurie pentru mine, pentru noi toți, pentru toată familia. Întrebat fiind în copilărie dacă el mai are și timp de joacă, după anume rezultat deosebit, premii pe care le-a obținut la primele lui concursuri, el a răspuns foarte drăguț, a spus: da, mă joc în grabă. Dacă vă puteți închipui, era foarte mic și într-o zi noi nu am putut studia împreună pentru că am avut un concert cu elevii mei de la școală, am venit mai târziu și ajungând acasă, el nu se culcase încă pentru că mă aștepta îmbrăcat, nu era în pijamă, mă aștepta să mă întrebe: mama, noi nu facem astăzi la vioară? Era programul lui pe care nu ți-l împlinise în ziua respectivă. Eu am rămas foarte, foarte surprinsă, pentru că orice copil la vârsta lui ar fi gândit: am scăpat de ora de vioară, exact. Am scăpat de ora de studiu. Iar el nu și-a făcut ora de studiu și eu am fost, cum să nu, imediat. Care credeți că este cel mai important lucru pentru el în momentul actual? Să aibă liniște, să poată să studieze și să facă programele pe care le imaginează. Cu aceste programe pe care eu le numesc monumentale, cu integralele pe care le-a făcut în ultimii ani, iată Bach, iată Isaie, iată Paganini, în dorința de a dărui publicului aceste programe deosebite, nestematele din creația noastră universală. Există un lucru pe care poate ați fi vrut să îl spuneți și nu i l-a spus vreodată și doriți să-i transmiteți acum? Mă emoționează întrebarea dumneavoastră. Pot să spun că sunt foarte, foarte mândră de el și îl consider ca un dar pe care l-am primit și sper să îl merit din tot sufletul. Am găsit-o foarte impresionată pe mama dumneavoastră când vorbește despre băiatul ei. Da, este o fire poetică. E o fire poetică, într-adevăr. Îi mai cereți și acum, nu știu, sfatul sau îi întrebați cum i s-a părut felul în care ați interpretat într-un anume concert? Sau? Da, bineînțeles, discutăm despre muzică în continuare. Împreună cu tatăl meu, cât a mai trăit, și cu mama, suntem implicați în activitățile Fundației Culturale Remember Enescu, care se ocupă de promovare
promovarea tinerilor, tinerilor muzicieni, tinerilor violoniști prin concerte, recitaluri sau în special concursul Remember Enescu pentru tineri violoniști. Mama este nelipsită de la toate concertele mele, că plouă, că tună, că fulgere, că poate eu sunt bolnav și nu reușesc să ajung la concert, ea va fi acolo, se poate conta pe ea. Și este, într-adevăr, este foarte confortabil, aș putea spune așa, pentru mine, să știu că ea este acolo, că mă înțelege ca nimeni altcineva și că mă sprijină în toate demersurile mele muzicale. Da, cred că avea dreptate, poate, cu aceste nebunii de programe maraton pe care le-am făcut în ultimii ani. Uitați să amintesc că, probabil, de cel mai recent program care este acum în cuptor, îl coace și va ieși în public foarte curând, și anume o integrală pe care mi-o doream de foarte multă vreme, o așteptam și, de fapt, mi-am dorit să pregătesc publicul puțin pentru ea, fiindcă am cântat foarte multe, în ultimii 10 ani am făcut foarte multe turnee prin țară, sute de concerte, și întotdeauna se punea această problemă: domne, și ce propunem publicului? Întotdeauna trebuie să faci așa un fel de echilibru între ceva ce-ți dorești și tu să cânți, dar ce-și dorește și el să asculte. Și în România publicul încă e destul de conservator, aș spune chiar foarte conservator în materie de gusturi pentru muzica clasică. Dacă trecem de marii romantici sau clasici, Haydn, Mozart, Beethoven, Tchaikovsky și așa, s-a terminat. Clipa în care ajungi în secolul 20, dintr-o dată așa începi să vezi sindromul, un prieten de-al meu spunea asta, un dirijor, sindromul ochi mari. Ne întoarcem în studio cu violonistul Alexandru Tomescu. Am vorbit despre copilărie și zic să ajungem la adolescență. Curiozitatea mea este în momentul în care ați început să vă îndrăgostiți. Cine câștiga? Vioara sau domnișoara? Da, eu am început să mă îndrăgostesc încă de pe la grădiniță, așa, de atunci au pornit marile mele. A, deci iubiri. Vioara a câștigat întotdeauna atunci. Sau cum să... niciodată nu le-am pus în aceeași cutie pe una și pe cealaltă. Pentru că era deja ocupată cutia cu Vioara. Vioara nu o văd neapărat ca pe o entitate distinctă de mine, deci pe cineva care să intre în competiție cu iubita mea sau cu soția mea, cum este în ziua de azi. Și Vioara este mai degrabă o prelungire a mea, deci nu... Eu trebuie să fiu acceptat, adică, cu tot cu Vioara. Adică dumneavoastră și Vioara vă îndrăgostează, domnișoară? Exact, eu în integralitatea mea sunt cu tot cu Vioara. Vedeți că și aici am studiat, venind de la o repetiție, tot cu Vioara, că așa mă simt bine cu ea. Nu știu, cred că o dată sau de două ori în viața mi s-a întâmplat să călătoresc într-o vacanță așa, fără Dar vă îndrăgosteați ușor? Cum erați ca adolescent? De fiecare dată era altfel. N-a existat așa un pattern. Câteodată mă îndrăgosteam imediat, altă dată se îndrăgosteau ele de mine, altă dată, nu știu. Dacă plecați în turnee, de exemplu, exista, nu știu, posibilitatea să vă îndrăgostiți de o artistă, pentru că pur și simplu vă cucerea prin felul în care interpreta sau... Nu știu, în turnee, nu? Asta, cred că aceste povești poate se întâmplă mai degrabă în turneele de rockstars. Starurilor rock. Nu, eu nu cred. Eu nu cred că e așa. Chiar nu cred că e așa. Greu de zis. E greu de zis. Nu vă mai amintiți, poate. Dar în condițiile în care, nu știu, la un moment dat să zicem că iubeați o doamnă, o domnișoară care nu ar fi trăit în aceeași țară, mai menținați relațiile la distanță? Exista varianta asta, nu știa, să fie artistă într-o altă țară și să... Da, eu am avut tot felul de iubite, nu toate erau neapărat artiste. E adevărat că au fost foarte multe dintre ele pianiste, asta e adevărat. Pianiste. Dar visam la o relație în afara sferei muzicale și asta e adevărat, că la un moment dat nu mai muzicieni în jurul tău, la un moment dat vrei, domnule, și altceva. Și, despre exemplu, acum soția mea este avocat, dar ea a cântat la pian și și-ar dori să fie balerină. Deci până la urmă tot la muzică ajungi. E adevărat că la un moment dat, acum vreo foarte mulți ani, aproape în secolul trecut, am avut o iubită în Asia, Coreea de Sud, deci nu ne despărțeau niște kilometri, ne despărțeau mări. Atunci când vă hotărâți serios, să fie cât de departe posibil. Da, s-a întâmplat. S-a întâmplat. Nu, și a fost o relație de vreo 2 ani și ceva, 2 ani și jumătate. Pentru ea ați învățat coreană? Mai degrabă pentru a putea să o înțeleg mai bine, fiindcă noi vorbeam în limba engleză. Vorbeam întotdeauna în limba engleză și m-am decis eu să învăț coreană tocmai pentru a depăși această diferență culturală, acest culture gap.
și am învățat coreană, am citit cărți despre istoria Coreei, despre cum să comunici cu coreenii, literatură coreană, toate, absolut tot ce avea legătură cu Coreea, ascultam la vremea respectivă, inclusiv, nu știu, formații de hip-hop coreene, Dragon Tiger. Doamne, Dumnezeule! Aveam o mașină, da. Dar cum suna așa ceva? Da, foarte tare, foarte tare. O muzică foarte în vogă și ei au fost precursorii noului val din muzica coreană din ziua de astăzi și au și în continuare acum niște fani foarte fanatici. Și vorbiți foarte bine coreană. Foarte bine. Reușesc să mă acomodez relativ repede. Am văzut, cred că, sute de filme coreene și am învățat mai degrabă o coreană vorbită atunci când merg în Corea. La fel, să vă înțelegeți este plăcerea mea cea mai mare să vorbesc cu ei direct în limba coreană. Câteodată nu mai știu, când sunt pe vreun aeroport, imediat recunosc, disting coreana de chineză sau de japoneză. Aș zice că vă ajută așa puțin și forma ochilor, nu? Da. E adevărat că a fost un moment, la un moment dat, vizitam castelul, cred că din Hunedoara, eram cu prietena mea din Corea și... Am avut dificultăți în a convinge pe cineva că eu nu sunt corean. Adică zic, sunteți corean, ce vorbiți aici? Sunteți un corean care vorbiți foarte bine română. Da, surprinzător de bine. Nu, nu puteți să ne spuneți și nouă, nu știu, hai să zicem și noi ceva în coreană, cum ar veni. Vă mulțumim că ascultați emisiunea la radio la Europa FM. Aha, stați să vedem. Hai să ne gândim. Uri pang song troso, chungmal kam satarige simnida. Așa o fi. Acum da. Putea să vi spus orice, dar eu vă cred pe cuvânt. Da, da. Dragostea care v-a făcut să vă căsătoriți. Cum a apărut? Într-un mod spectaculos. Tocmai eram deja în perioada în care începusem turneele prin țară și țin minte că totul a decurs foarte, foarte rapid. M-am întâlnit cu cea care urma să fie viitoarea mea soție înaintea unei repetiții de seară, deci între 8 și 9 seara eram tot așa cu Viora la mine, zic, dacă la 9 trebuie să plec. Cum v-ați întâlnit? Adică așa pur și simplu v-ați întâlnit prin niște prieteni comuni. Așa. Așa. Și la un moment dat a vrut să mă cunoască. Și zic, ok, să vedem. A, deci ea a făcut primul pas. Da, exact. A fost, cred că singura dată în viața mea când ea a făcut primul pas a fost aceasta. A fost și ultima dată în care, da. Și ne-am văzut atunci o oră, pe urmă, a doua zi am luat prânzul împreună și a treia zi eu am plecat în turneu. Și a treia zi ne-am căsătorit. Da, ceva de genul. După ce am plecat în turneu, într-o noapte, după un concert de la Sighișoara, am păcălit-o eu că e nu știu ce mare chef pe acolo și am mers foarte repede până la București, am ajuns pe la 1-2 noaptea și la 1-2 noaptea eram la ușa ei. Am speriat-o un pic așa și... De atunci s-a mutat la mine. De atunci suntem împreună și da, ne-am căsătorit. Avem o fetiță de 3 luni și 2 săptămâni. Dar v-a plăcut așa din prima secundă în care ați văzut-o? De la prima întâlnire aceea de o oră? Este o femeie fascinantă, soția mea. Este o femeie fascinantă și ea știu de la bun început că eu sunt acela. A trebuit să aflu și eu pe parcurs. Dar ea ce avea, nu știu, altceva față de celelalte de ați știut că ea trebuie să vă fie soția? Credeți, nu știu, a fost mai ceva decât toate celelalte. E avocată, am înțeles, da? Da. Și da, în același timp, între noi doi, aș spune că ea este artistul. Tocmai eu sunt... Asta eu mă pregăteam să întreb cum se împacă cu profesia dumneavoastră. Da, dar dacă eu, și ea e o artistă până la urmă... Noi suntem exact, Dumnezeu, când am împărțit zodiile, cred că le-am împărțit de andoasele. Deci eu sunt într-o zodie din asta, zodia Fecioarei, care este o zodie extrem de calculată, o zodie de pământ, care știe câți bani sunt pe card, când, dacă au fost plătite facturile și așa mai departe. Să știu că nu știu câți bani sunt pe card. Am făcut rușine zodia. Da. Iar soția mea, care este în zodia Vărsătorului, este... artistul care creează, care se simte încorsetat de limitele profesiei de avocat și care visează să abordeze un domeniu mai creativ într-o bună zi. Este artistul care mă inspiră, uite, este cea care mi-a făcut ținuta pentru ziua de azi. Ah, bretelele acestea așa frumos colorate, ele ales? Bretelele le-am cumpărat eu. Uh-huh. Le-am cumpărat eu, dar ea a zis, uite, la această cămașă merg bretelele roșii. Păi atunci hai să vedem și care este varianta ei despre povestea voastră de dragoste.
soțul Alexandru Tomescu este mereu o surpriză. Este în primul rând un om foarte ludic, un om care încearcă să fie cât mai mult prezent acasă, deși vioara îl cam îl ia de lângă noi, și foarte prezent în viața familiei noastre. Cel puțin acum de 3 luni încearcă să se rupă cât mai mult, înțeleg cât este de greu, dar asta este, are de ales între 3 femei din viața lui. Eu, Caterina mai nou și Vioara Stradivari, care e foarte capricioasă. Cum v-a cucerit pe dumneavoastră? L-am văzut întâmplător, e legat întâmplător, chiar e poveste legată tot de Vioara Stradivarius, pentru că în anul 2007, când a câștigat concursul pentru vioara respectivă, l-am văzut câteva secunde la televizor, iar o prietenă de-a mea care era cu mine în cameră, eu am spus, ia uite ce tip drăguț la televizor, sau da câteva secvențe, cred că pe știrile Pro TV, și prietena mea zicea, dar îl cunosc, este un violonist, Alexandru Tomescu, numele nu-mi zicea nimic, întâmplarea a făcut ca după câteva luni să ne cunoaștem în persoană, pentru că m-a făcut foarte curioasă despre personalitatea lui. Iar cucerirea în sine a venit din faptul că ne-am întâlnit pentru o întâlnire de o oră, a fost foarte concisă întâlnirea noastră, ne amintesc acum în zona parcului Cismigiu, de care ne leagă foarte multe amintiri, arăta cu totul altfel, aproape tuns nivelul 1, aproape ras în cap față de cum îl știam, de la televizor îl văzusem cu plete așa buclate. Nu l-am recunoscut, însă energia dintre noi mi-a spus că el trebuie să fie tipul cu care trebuie să mă întâlnesc. Însă cucerirea a fost în momentul în care i-am văzut pe sub masă, lângă cutia de vioară care ne însoțea ca întotdeauna, o pereche de ciorapi colorați care ieșeau din pantofii lui. Deci asta a fost lucru care pentru mine a fost, am zis, wow! Pentru ce calitate îl iubiți cel mai mult? Pentru că are o inimă incredibil de mare. Și știe să mă iubească, știe să mă iubească din primul moment în care m-a cunoscut, chiar dacă el nu și-a dat seama, probabil. Dar eu, ca femeie, cum știți, intuiția noastră imbatabilă, am simțit că este omul cu care voi rămâne. El a știut să mă iubească din primul moment în care m-a văzut și până acum. Face gesturi care vă impresionează? Oh, da! Să vă spun, cred că primul moment care m-a impresionat a fost că în anul în care ne-am cunoscut, mi-am mărturisit. În prima noastră vacanță petrecută împreună, mi-am amintesc că am fost la Viena de sărbătorile de Crăciun, mi-am mărturisit, știi, este prima dată când eu plec de acasă, mai ales într-o vacanță fără vioară. Și a fost extrem de, sunt impresionat, pentru că știam și de la prietenii lui că Alexandru nu se despoate de vioară nici măcar când face drumenții montane și urcă la cote înalte, la cabana, la Bucegi, el pleacă cu vioara. Și atunci am zis, wow, asta înseamnă că sunt privilegiată. Vreți să-i transmiteți un mesaj? Wow! Da, sunt emoționată, cred că se simte din vocea mea. Vreau să-i spun că sunt mereu impresionată de felul în care el reușește să fie om în fiecare zi, cu toate aspectele, cu toate facetele care înseamnă lucrul ăsta. Nu știu cum faceți, dar impresionați toate femeile. Toată lumea, nu știu, ați observat, nu? Și femeia vioară, da. Și femeia vioară, da. Și femeia mama, și femeia soție. Deci, până la urmă, ați aflat, ați cucerit-o cu șosetele colorate, da? Dacă, cam impresia că nu știați exact cum ați cucerit-o. Doamne, ce secret, da, fantastic. Niciodată nu m-am gândit să o întreb pe la mine. Acum știți. Dar de ce credeți că au atras-o șosetele colorate? Da. Cred că îi place acest dram de nebunie care trebuie să existe, așa o mică sclipire. Și e adevărat că de multe ori, mai ales când sunt ținute sau concerte din astea cu ținute foarte rigide, frac, plastron, papion alb, nu știu ce, n-ai văzut nici măcar, nu știu ceva, niște butoni mai nu știu cum, atunci am și eu gestul meu de frondă și am niște șosete roșii sau niște șosete foarte colorate pe care le văd doar eu sau atunci când mă plec. Probabil că asta și-a spus și ea, dumneavoastră, totuși omul ăsta așa de serios are un dram de nebunie. Cu totul, da. Dar are un dram de nebunie care pare interesantă. Da, dar să știți că ceea ce ne-a spus apropo de dragostea noastră pentru vioară, mi s-a confirmat faptul că nu plecați nicăieri fără vioară, pentru că am stat de vorbă și cu prietena noastră foarte bună din liceu, Alda, și o să vă pun să ascultați ce ne-a povestit. Fantastic. Care e cea mai frumoasă amintire pe care o aveți legată de el? Cea mai frumoasă amintire. Am mers odată la munte împreună cu un grup de prieteni și eram la cota 2000, ne duceam la o cabană foarte departe și izolată și Alexandru avea vioara cu el. Și eu l-am întrebat, ce faci cu vioara la cota 2000? Și mi-a zis că este ziua lui proprietarului de cabană și m-am gândit să fac o surpriză. S-a și întâmplat că
Atunci a avut, era bolnav și avea febră și cu 40 de grade el a scos vioara și a cântat din concertul de Tchaikovsky pentru, pentru proprietarul pentru de cabanier. Deci cred că asta a fost ce descrie pe Alexandru foarte, foarte bine. Ce calități trebuie să aibă un om ca să-i fie prieten lui Alexandru? Trebuie să fie un om care este foarte cinstit și foarte pur și cred că întotdeauna el a fost un om care a vrut să aibă un cerc de prieteni care să împlinească și alte dorințe în viață și alte interesuri în viață. Care să-l îmbogățească. Da. Cine era așadar Alda? Fantastic, da, o foarte bună prietenă, o colegă de clasă de-a mea, tot liceul și conservatorul. Ea a venit din Albania când avea, nu mai știu, 13-14 ani să studieze vioara aici în România. A fost eleva mamei mele și cred că am găsit așa niște similitudini de gândire între noi. Cert este că chiar dacă ne vedem acum foarte rar, ea trăiește la Londra, concertează și predă acolo, e genul acela de prietenie care este și rămâne acolo orice s-ar întâmpla. Dacă trec 5 minute sau 50 de ani, eu cred că noi putem, eu și Colda, am putea relua acea discuție exact din punctul în care am lăsat-o. Nu v-ați gândit să concertați împreună? Avem un plan așa ceva, avem un plan așa ceva și în clipa în care vom găsi în programul fiecăruia așa ceva, vom face. Ne întoarcem la radio cu renumitul violonist Alexandru Tomescu, cel care din anul 2007 concertează cu vioara Stradivarius Elder Voicu. Care este povestea acestei viori? Fi interesant, într-adevăr, de săpat așa. Noi, din păcate, știm doar ce s-a petrecut cu ea cam în ultimii 120 de ani. Pot să vă spun așa că la sfârșitul secolului al XIX-lea făcea parte din colecția Hill & Sons, una dintre cele mai mari case de viori din Europa, și la momentul respectiv ei aveau de unde să aleagă, deci au ales creme de la creme. A ajuns probabil în posesia unui alt violonist care se numea Elder. De unde, da, mă întrebam și eu de unde Elder. Elder. Cred că există foarte puține date despre el, am căutat, cred că un violonist american. Apoi, în 1955, statul român, prin intermediul maestrului Ion Voicu, a achiziționat această vioară. Maestrul Ion Voicu a cântat pe ea practic întreaga sa viață, deci amprenta sa este foarte puternică pusă asupra viorii. Iar din 2007 am avut și eu acest privilegiu de a-i urma maestrului Ion Voicu. Am avut privilegiul chiar să-l cunosc și a fost o figură legendară. Deci știu că ați fost cu o vioară la un moment dat și la Paris, nu? Dar a fost un expert, un luthier care v-a povestit puțin despre ea sau v-a... Da. Lutierul se numește Etienne Vatelot, mă rog, care nu mai trăiește acum. Îl cunoșteam încă din 1999, când participasem la concursul Marguerite Long Jacques Thibault, și el a avut o inițiativă foarte, foarte importantă, pe care n-am mai întâlnit-o la niciun alt concurs, și anume și-a oferit în mod gratuit serviciile sale. Era unul dintre cei mai scumpi luthieri din lume, pur și simplu, cunoștea absolut toate viorile Stradivarius. Și-a oferit că serviciile sale concursului Marguerite Long Jacques Thibault de a expertiza viorile concurenților care intră în finală pentru a informa juriul cu privire la cine cântă pe o vioară mai bună și cine concurează pe o... Vioară pe mai o puțin gloabă, bună. pe o vioară din asta de duzină. Și pot să vă spun că în acea finală de concurs Marguerite Long Jacques Thibault, unde eu am câștigat premiul pentru cel mai bun recital și al doilea mare premiu Yehudi Menuhin, mai erau încă vreo 3 Stradivariusuri. Eu la vremea respectivă cântam pe o vioară de 1000 și ceva de euro, o vioară ungurească, care... și-a făcut treaba cât a putut de bine, dar a venit după aceea momentul să lase locul altor instrumente. Am păstrat, bineînțeles, legătura cu dânsul. De fiecare dată când schimbam instrumentul, mai făceam o vizită acolo la Paris, avea aceste mâini de aur, deci știa, ciocănea un pic acolo, regla ceva, făcea niște chestii astea infinitezimale și avea alt instrument. Da, momentul acela de la Paris și... este același în care doamna din Montpellier a venit și v-a propus o vioară. Există țin minte că am citit undeva o poveste. Da, o colecționare care a venit, mare, foarte mare iubitoare de muzică, genul de meloman din ăsta care face turist cultural, deci călătorește în toată Europa ca să urmărească festivalul nu știu care la Salzburg, festivalul nu știu care în Olanda. Are artiștii pe care urmărește și în 1999
a vrut să se urmărească finala de la Paris a concursului Marguerite-Jacques Thibault. I s-a părut și ei că vioara pe care cântam eu nu era suficient de bună și atunci mi-a oferit această vioară care aparținuse tatălui ei, concertmaestru filarmonic din Strasbourg, să cânt pe ea. Etienne Vatelot a avut grijă de vioară timp de 7 ani de zile și practic pe această vioară am cântat până în 2007, când am câștigat vioara Stradivarius. Cum ați câștigat vioara Stradivarius? Cum ați aflat de concurs? Cum ați aflat că există acest concurs? Eram plecat în Coreea, era vară. Știam că vioara Stradivarius, deci era în 2007, prin primăvară, parcă vioara fusese returnată statului român la Ministerul Culturii și pe urmă se făcuse liniște. Și la cât de rapid se mișcă lucrurile la noi, mă gândeam, poate mai trece 5 ani, 10 ani sau 100 de ani până ce s-a întâmplat ceva cu vioara respectivă. La momentul respectiv, niciuna dintre viorile care se găseau în patrimoniul statului nu era dată în folosință cuiva. Stăteau toate și putrezeau prin tot felul de seifuri și instituții. Și eram plecat în Coreea, a fost chiar cea mai lungă perioadă plecarea mea în Coreea, am stat o lună de zile acolo, deci trăiam ca peștele în apă, vorbeam. Ultima săptămână am ținut că am locuit într-un apartament, într-o localitate mai mică de lângă Seul și am trăit ca un corean. Cine mă vedea, zicea, dar de câți ani sunteți aici? De vreo câteva săptămâni și nimeni nu mă credea. Și când eram acolo în Coreea, primez mesaje disperate de la prietenii mei, domnule, ai aflat că s-a scos vioara la concurs, înscrie-te. Și am zis, interesant, pac, am intrat în priză. Și la început m-am speriat când am văzut programul care se cerea, fiindcă programul de concurs era cam de vreo 3 ori mai mare, 3 ori mai extins decât orice alt program de alt concurs internațional. Adică numai lucrări integrale și, nu știu, vreo 4-5 concerte, vreo 5-6 sonate, chestii de genul ăsta. Deci o adevărată performanță, nu neapărat lucrările în sine, lucrări care ar trebui să facă parte în mod firesc din repertoriul oricărui violonist. Dar orice violonist are în priză, într-un moment anume, un concert și poate un program de recital. Hai, adică două programe de recital, da, un volum uriaș. Și, mă rog, cu caracteristica mea de fecioară, de fecioară, am făcut, aveam tot felul de scheme, cum să rotesc piesele în așa fel încât toate să fie pregătite și să poată fi disponibile la potențialul lor maxim în clipa concursului. Juriul a fost alcătuit din membrii juriului concursului internațional George Enescu, deci preponderent străin, și ei atunci au ales, ne cânti asta și asta, partea cu tare, și a câștigat vioara cu unanimitate de voturi. A fost un moment mare pentru mine. Nici nu mi-am dat seama atunci pe moment ce se întâmplase. În ziua respectivă știu că s-a descărcat telefonul, nu știu, în câteva ore atât a sunat non-stop. A fost așa, deci un entuziasm pe moment în luna septembrie când a câștigat concursul și pe urmă iarăși s-a făcut liniște, o lună, două, trei, nimeni nu mai știa ce se va întâmpla, când ajunge vioara la mine și așa mai departe, până ce într-o seară eram în turneu cu colegii mei din România în Piano Trio pe vremea respectivă și aveam concert la Vaslui. Și primesc un telefon, domnul Tomescu, vă așteptăm mâine dimineață la Ministerul Culturii, că viola este gata și trebuie să vă dăm în cadrul unei conferințe de presă. Eu sunt la Vaslui. Nu pot să vin. Plus că trebuia semnat și contractul de comodat înainte, între minister și mine. Și, mă rog, a fost nebunie întreagă, am ajuns noaptea târziu la București, a doua zi dimineața cu ochii scoși acolo la 7 dimineața la minister, am reușit să terminăm contractul la timp pentru conferința de presă, că ziariștii venise deja acolo la ora 10 și la ora 10 am văzut și eu pentru prima dată în viața mea această vioară Stradivarius Elder Voicu, nu am mai văzut niciodată până atunci. Era, dacă vreți, așa ca într-un film cu Indiana Jones, ăla cu arca pierdută. Deci au venit niște jandarmi de la Muzeul Național de Artă și au adus un cufăr din ăsta uriaș, așa de vreo 2 metri lungime, un fel de sarcofag metalic. Și acolo, înăuntru, învelită în tot felul de chestii, era o micuța cutie. Vioară. O cutie, nu, era o cutie așa foarte, foarte modestă. Vioara, așa când o vezi prima dată, poți să zici că te impresionează sau că scrie pe ea Stradivarius cu cristale Swarovski. Nu, era o vioară foarte frumoasă, e adevărat. Cei care cunosc imediat simt că este vorba despre altceva, că e ceva de rasă acolo. Dar pe mine m-a cucerit neapărat cu aspectul ei, ci cu sunetul ei. Deci din clipa în care am pus sarcușul pe ea prima dată am știut că asta este. Aceasta va fi vioara vieții mele, alături de care voi face cele mai importante proiecte.
Care este noul proiect în cadrul turneilor Stradivarius? Da, cea mai mare nebunie la care m-am putut gândi, că de la proiect la proiect o iau tot mai... Razna. Este aceasta de a cânta toate piesele pentru vioară și pian ale lui George Enescu. Sigur, nu le voi cânta împreună, ci nu le voi cânta de unul singur, ci împreună cu pianistul Eduard Kunz. Este un lucru pe care mi-l doream de foarte multă vreme. Pentru mine, ca muzician, evident, personalitatea cea mai importantă la care mă pot gândi este George Enescu, deci este un gest absolut firesc pe care așteptam de foarte multă vreme să-l fac. Deci am așteptat atât de mult timp, fiindcă, așa cum spuneam mai devreme, cred că a fost necesar ca publicul să fie un pic pregătit, curiozitatea lui să fie trezită într-atât încât să fie curios să vadă, dom'le, cam ce a scris Enescu toată viața lui pentru vioară și pian. Și pot să vă spun că o să fie chiar o adevărată călătorie în timp, fiindcă Enescu a compus începând de la vârste foarte fragede, și când zic foarte fragede, 6, 7 ani, 8 ani, până la maturitate. Deci vom vedea întreg evantaiul său de compoziții condensat în două programe de recital. Aproape 3 ore de muzică pe care le vom prezenta în 15 orașe din România. Vom cânta și la Chișinău și vom cânta și la Paris. Două orașe aparent fără legătură, dar cu conexiuni extrem de importante. Dar cu iubitori de muzică. Legate de George Enescu. În fiecare an în care am cântat în turneul Stradivarius, am avut și o campanie socială sau o campanie umanitară. Anul acesta este o premieră, tot așa, pentru mine, o premieră care mi este foarte, foarte dragă. E un proiect căruia am decis să mă alătur de cum am auzit despre el. Pianista Raluca Știrbăț de la Viena a descoperit la un moment dat, când își redacta ea lucrarea de doctorat, o casă a lui George Enescu despre care nu mai știa nimeni. Uitase toată lumea. Undeva la Mihăileni este efectiv acolo unde se agață Hartancui, la propriu. Deci din Mihăileni se vede în Ucraina, peste deal. Și raționamentul meu a fost foarte simplu. Dom'le, dacă austriecii ar găsi undeva acolo prin munții Alpi așa vreo căsuță a lui Mozart unde el să fi compus niște lucrări de ale lui, să fie mormântată mama lui Mozart, un loc care să însemne atât de mult pentru Mozart, austriecii ar zice: na, mulțumim, nu ne trebuie, avem deja casa lui Enescu de la București, aia de la Sinaia, casa natală la Liven, ce ne mai trebuie încă o altă casa lui Enescu? Cam asta a fost o altă casa lui Mozart. Cam asta a fost reacția autorităților din România, care au preferat să ridice din numele, să spună că nu sunt fonduri. Inițial, comunitatea internațională și-a arătat surprinderea că în România nu se întâmplă nimic cu o astfel de valoare. Și tot așa, tot legat de Coreea, tot făceam un turneu în Coreea, practic am aflat despre această poveste înainte de a pleca în Coreea, am vorbit cu arhitectul Șerban Sturza de la Fundația Pro Patrimoniu, l-am întrebat: ce spuneți? Vă interesează? Puteți să ne sprijiniți în acest proiect? Și a zis: bineînțeles. Și așa se face că imediat ce m-am întors din Coreea, deci am venit pe la 12 noapte, a doua zi dimineața la 6 am pornit la Mihăileni, la prânz eram acolo și am văzut și eu cu ochii mei minunea. Da? Casa mai avea un pic și dispărea de pe fața pământului. Și nimeni nu știa și pe nimeni nu interesa. Da, în cadrul acestui turneu Stradivarius, care va acoperi toată România, să reușim să strângem suficiente fonduri pentru restaurarea casei lui George Enescu. Vreau să subliniez restaurarea și nu reconstrucție, fiindcă, sigur, cea mai eficientă soluție este reconstrucția, da? Adică dărâm totul și faci un nou frumos cărămid de BCA, eventual o plachezi cu polistiren și totul este nemaipomenit. Dar în clipa în care vrei să păstrezi spiritul locului, trebuie să faci niște eforturi în plus și să conservi ceea ce există acolo, și asta este infinit mai complicat, mai migălos și mai de durată. Dar vrem să mergem încă mai departe de atât și proiectul meu cel mai nebunesc nu este neapărat cel cu integrala Enescu, ci acela de a pune în funcțiune în România, într-o zonă din asta foarte îndepărtată totuși de alte centre culturale, un centru cultural. Deci nu vrem să oferim românilor doar o altă casă memorială sau doar un alt muzeu dedicat lui George Enescu, ci vrem să fie acolo un loc viu în care se întâmple lucruri, în primul rând pentru comunitatea locală. Fiindcă am înțeles de la arhitectul Șerban Sturza, și așa este, are foarte mare dreptate, clipa în care reușești să cooptezi comunitatea locală în ceea ce construiești tu acolo, atunci proiectul respectiv nu este ceva adus din afară de oamenii de nebuni de la București sau de la Londra, ci este ceva ce ține de ei. Și pot să vă spun că majoritatea celor care sunt tineri și sunt în putere de acolo din nordul Moldovei sunt plecați în Europa. În schimb, copiilor
rămân acasă. Și un astfel de centru cultural în care ar putea învăța muzică, ar putea învăța literatura, ar putea învăța teatru. Și am putea descoperi niște talente care, evident, în acest moment stau acolo risipite. Acolo, sau... Cam de pe acolo n-au venit cei mai mari muzicieni, scriitori. Pentru că mi-ați vorbit despre Șerban Sturza, știu că vă este un prieten foarte bun și trebuie să vă recunosc că a venit și el în seara asta aici. O să intre acum pe ușă imediat. Fantastic. Ca să ne povestească despre relația pe care o aveți. Păi, nu mi-a zis că dacă mai am vreo surpriză, am vreo surpriză. Bine ați venit. Stați să vă ofer cumva un scaun. Stați că vă oferă Remus, pentru că e destul de complicat să ne... La radio cu Andreea Esca la Europa. Îmi face mare plăcere să vă cunosc și eu așa în sfârșit. Mulțumesc mult că ați venit. Eu vă mulțumesc. Ne-am hotărât să invităm prieteni și oameni care sunt foarte dragi astăzi domnului Tomescu, el neștiind că noi facem asta. Copleșitor, dar ne-am adunat, trebuie să spunem, adunat trei fecioare la masă. Nu se mai poate așa ceva, nu, dar nu, trei și cu Remus suntem patru. nu știu cum o să facem acum. Chiar îmi vorbea din aur, nu știu dacă ne-ați auzit despre acest proiect extraordinar de a vă ocupa de casa pe care ați descoperit-o a lui George Enescu și despre care, mă rog, nu mai știa nimeni și nimănui nu-i păsa și acum cu ocazia turneelor Stradivarius se poate aduna fonduri pentru această inițiativă extraordinară. Da, e o șansă absolut extraordinară. De altfel, toată lumea crede că povestim povești și că e un proiect utopic, dar eu cred foarte tare în el și cred în valoarea lui în timp. Adică probabil că puțină solidaritate va duce la un lucru foarte important. Dacă iese acest proiect, se creează o instituție. Partea de arhitectură, să zicem că e primul pas, e important pentru început, însă ce se va întâmpla după aceea este extrem de important și șansa de a lucra cu domnul Alexandru Tomescu e într-adevăr ceva și nou și valoros pentru, nu numai pentru mine, cred că profesia pe care o reprezint din când în când este avantajată de o colaborare care este caldă, adică totdeauna prin atitudine pe care le-a luat public, chiar înainte să ne cunoaștem, am avut senzația că ceea ce încercăm are rezonanță și ceea ce face dânsul are foarte mare importanță. Eu ceea ce pot să vă spun cu siguranță este că am senzația că în acest moment nu mai e aceste acte de solidaritate între oameni care mai doresc să salveze ceva din țara asta au rezultate. Adică sunt singurele lucruri care le văd că și funcționează. Eu cred că dacă am folosi acest cuvânt solidaritate mai des, dacă am fi mai solidari unii cu alții, dintr-o dată niște miracole chiar s-ar putea întâmpla. Da, domnul Sturza are dreptate, într-adevăr este un proiect foarte foarte îndrăzneț și trebuie să recunosc că nu mi-a venit ușor să-mi pot asuma o asemenea răspundere, de a crea un astfel de centru cultural. Însă mi-am amintit de un alt moment important din viața mea petrecut poate în urmă cu aproape 10 ani de zile și anume momentul în care împreună cu prietenii mei de la momentul respectiv, pianistul Horia Mihari și violoncelistul Răzvan Suma, porneam în a organiza primul turneu de muzică clasică susținut exclusiv din fonduri private și cumva mi-a sunat cunoscut. V-a sunat cunoscut acea, adică, nebunie a lucrurilor despre care nu crezi că se vor întâmpla niciodată, lumea, și până la urmă se întâmplă ți le dorești. Da, lumea spunea, dom'le, sunteți nebun, pe cine interesează Schumann? Și la fel, lumea mă poate întreba, dar pe cine crezi că o să intereseze un centru cultural la Mihăilene acolo? Eu pot să recunosc că până nu ne-am întâlnit atunci la, dacă vă aduceți aminte, la Fundația Renașterea, de care, unde, mă rog, mă ocup și eu să ajut niște oameni care sunt bolnavi de cancer și care cred de asemenea că nu pot fi ajutați altfel. Și ne-am întâlnit cu dumneavoastră pe scenă și trebuie să recunosc că și pe mine m-ați cucerit
printr-un program extraordinar de interesant, făcut în așa fel încât să poată atrage și oameni care nu sunt niște melomani. Adică, cred că prin muzică puteți să transmiteți mai departe absolut orice fel de mesaj care să ducă la lucruri mărețe. Eu cred că atunci când cineva ascultă muzică și ascultă muzică bună, tocmai nu vreau să limitez totul la muzica clasică, atunci când asculți muzică, ai șansa de a deveni un alt om, ai șansa de a depăși aceste preocupări imediate legate strict de supraviețuirea ta, de tine ca persoană, așa, și poți începe să fii preocupat de lucruri mai de durată, lucruri mai de anvergură, lucruri care să însemne binele celorlalți, binele celor din jur. Și atunci lucrurile se pot întâmpla. Domnule Sturza, cum v-ați ales? Chiar nu știu. Deci nu-mi dau seama, nici nu mai știu care a fost prima întâlnire. Da, pentru proiectul de la Urși, cu bisericile de lemn. Da. În urmă cu mulți. Da, da. Deci, ați salvat și niște biserici din lemn. Una singură eu. Un lucru foarte interesant e să vi-l închipuiți pe domnul Tomescu cântând din vioară în mijlocul unei biserici prăbușite din lemn în zona Vâlcea, la sud de Mănăstirea Hurezi, la Urși. O biserică care toată lumea credea că va dispărea și unde tot așa un proiect făcut la început cu cred că 1000 de euro trimis de domnul Șerban Cantacuzino din Anglia, doar pentru a proteja structura care era gata să se prăbușească, a pornit și acum suntem într-o fază destul de evoluată, probabil că pe la jumătatea proiectului. E o biserică cu pictură și în interior și în exterior extrem de frumoasă, o biserică țărănească de cimitir, și la un moment dat domnul Tomescu a venit cu vioara, lumea s-a strâns în jur și în mijlocul acestei biserici, care nu mai avea acoperiș, dar era plină cu pictură minunată, s-a întâmplat ceva ce, bineînțeles, nimeni de acolo nu și-ar fi putut închipui, adică un concert în toată regula. Și acest lucru cred că a fost transmis în așa fel încât este primul loc în care comunitatea nu numai că și-a organizat forțele mici pe care le avea ca să susțină proiectul, de altfel proiectul este un proiect pornit tot așa de persoane particulare din aproape în aproape, dar până la urmă au făcut și un mic muzeu cu resturile de la această biserică, ceea ce nu se mai putea restaura, bucățile care erau până la urmă de nefolosit, și muzeul ăsta este într-o grădiniță, jumătate din casă e muzeu, jumătate din grădiniță, și chestia asta s-a făcut progresiv, bineînțeles, dar am avut o reacție colosal de interesantă din partea locuitorilor, după ce 35 de ani nu mai intraseră în biserică. Deci, înainte să venim noi acolo, lumea din sat nu mai intrase 35 de ani în această biserică. Da, eu cred că e o biserică care ar trebui văzută chiar și la radio. Pe mine ce m-a frapat, că atunci când am văzut-o, a fost în primul rând gradul de intimitate pe care l-avea acolo, adică de dimensiuni astea foarte mici, plus niște picturi din astea murale pe lemn, fantastice, făcute evident de un artist local, dar cu un grad de umor care arăta cât de intimă era în urmă relația cu divinitatea. Relația cu divinitatea. Deci toți păreau de-a de-ai noștri. Și sfinții și drăcușorii, toți erau personaje pe care păreai să le întâlnești în fiecare zi pe stradă. În ziua de astăzi sunt așa mai abstracte. Iar pentru mine, într-adevăr, să cânt acolo în această biserică care practic levita, aș putea spune, la momentul respectiv. Era ridicată. Era ridicată. Se turna, da, se turna o fundație mai solidă. Se clădea o fundație din piatră. Asta se clădea, da, exact. Există un gest pe care l-a făcut pentru toți ascultătorii dintr-o sală clujeană și unde
după ce a aflat că concertul era subvenționat sau, în fine, susținut cu ajutorul unei organizații care încurajează exploatarea aurului la Roșia Montană. Deci el nu cunoștea acest lucru. A hotărât să anunțe public chestiunea și să nu se coboare de pe scenă, spunând că din obligație și respect pentru public va ține concertul, dar banii care se strâng sunt pentru Roșia Montană. Și chestia asta mi s-a părut că e un gest aproape unic. Și să o spui, și să o faci, și să te ții drept după aceea. Deci, e curajos. E curajos și în același timp normal. Este cam ceea ce trebuie să fie. Asta mi se pare foarte important. Cum arată prietenia dumneavoastră? Greu de spus. Da, eu cred că ceea ce admir cel mai mult la domnul Sturza este, în primul rând, pasiunea pe care o pune pentru arhitectură. Domnul Sturza, cred că o depășește chiar și pe mama mea. Deci, adică la 10 noaptea, la 11 noaptea îl puteți găsi deasupra planurilor, hârtiilor, lucrează la cine știe ce alt proiect, cine știe ce altă casă de valoare inestimabilă pe care să dispară, și astfel de proiecte ajung, cred că, măcar unul pe zi sau două pe zi sau 10 pe săptămână pe masa celor de la ProPatrimonio. Deci cantitatea de lucruri este uriașă. Poți mă prietenești și eu cu domnul Sturza? Cred că în curând o să fim toți și o să manifestăm pe câte o stradă, pentru că eu sunt absolut revoltată când mai văd câte o casă care dispare sau care dintr-o dată are o fațadă din asta modernă și s-a terminat tot și niște termopane și sunt chiar bolnavă de nervi. Da, eu cred că cel mai important lucru este aceea de a face o muncă de educare a oamenilor în spiritul frumosului, fiindcă... Sunt de acord, dar până terminăm educarea, nu mai avem ce să păstrăm. Asta e grija mea, adică cred că trebuie făcute în același timp, adică oamenii trebuie educați, dar în același timp trebuie să facem cumva să... Nu dispară tot până când îi educăm și nu mai avem ce exemple să le dăm. Atunci când oamenii chiar își doresc să reconstruiască ceva, uitați-vă ce au făcut cei polonezii cu Varșovia distrusă în al doilea război mondial. Au căutat planuri, schițe vechi și așa mai departe și au reconstruit. Atunci când oamenii vor, ne referim la acela, oamenii care sunt în funcțiile... Toată lumea a fost... Care pot lua decizii, pentru că oamenii, adică noi, am dori, dar nu depinde numai de noi. Da, a fost un gest simbolic atunci, fără îndoială, și cu tocmai mai să arate această putere de renaștere a unui oraș. Poate, cine știe, va veni și un moment din ăsta de renaștere a Bucureștiului ca noul mic Paris. Doamne ajută, să vă aud de cine trebuie. Există documente care spun că Londra, pe când era bombardată de germani în al doilea război, pe lângă apărarea, camuflarea și toate acțiunile care se făceau, era dotată cu niște arhitecți și urbaniști care, în timpul acestei perioade de atac, când nu știau dacă vor pierde sau nu războiul, ei se gândeau cum se va repara Londra. O chestiune asta mi se pare, iarăși, de fapt, normalitatea, chiar dacă este extraordinară. Și cred că cu Bucureștiul cam tot așa trebuie să privim lucrurile. Adică, indiferent dacă lucrurile se întâmplă inadmisibil de prost acum, cei care trăiesc și lucrează trebuie să știe că nu fac inutil oricât de mici lucruri care sunt în favoarea acestui oraș. Da, eu cred că, mai uitați dacă revin la această idee, această obsesie a mea, și anume a faptului că răspunderea nu este exclusiv la autorități. Nu, există. O răspundere foarte mare și la indivizi, la persoane care iau decizia. Absolut. De exemplu, astăzi, că poate sunt case care nu sunt situate în zone de protecție ale orașului sau care nu sunt neapărat monumente sau au vreo valoare anume. Dar oameni care decid, domne, astăzi vreau să pun termopane albe și să știți că rad toate stucaturile. Să știți că eu duc o luptă extrem de serioasă în acest sens, de exemplu, în foarte multe zone din Transilvania, unde se distrug o mulțime de case, și am ajuns
să adun locuitorii și să le explic că trebuie menținute așa cum sunt și refăcute așa cum erau, că așa o să-și atragă turiști și așa mai departe. Și tot n-am reușit să conving pe toată lumea că nu se poate exact, fără de termopan. Cred că provocarea este tocmai să deschizi ochii oamenilor asupra frumosului și nu neapărat asupra eficienței economice sau termice sau de altă natură. Fiindcă, într-adevăr, este mai, poate mai costisitor, mai puțin eficient termic să păstrezi un geam de lemn, dar este mai frumos. Și da, dar este foarte complicat să-i spui unui om de la țară că trebuie să-și țină casa așa doar pentru că este mai frumos. Nu, trebuie E o luptă de lungă durată și exact. Cred că de evoluție până exact. La urmă. Nu, această dragoste pentru frumos și pentru tradiții trebuie să existe în sufletul fiecăruia, fiindcă nu, oricât de bine ar fi făcute legile, oricât de stricți ar fi cei care le aplică, nu poți controla absolut totul. Dar ne-ar ajuta foarte mult însă. Cred că se poate pleca și de acolo și în același timp să-i educi. Facem o experiență acum, anul ăsta. Se cheamă Construim Comunitatea și este subiectul central al anualei de arhitectură în București. Și, de fapt, ceea ce încercăm să facem este să încercăm să descoperim sau să redescoperim valorile la bază și nu excepțiile. Deci, pe lângă proiectele de arhitectură de excepție care vor fi probabil că premiate, încercăm să descoperim în ce mod o comunicare nu numai prietenoasă, dar și încercând să înțelegi cum gândește celălalt, care nu e neapărat arhitect, are gândurile lui, sunt la fel de respectabile, dar poate că pot fi până la urmă influențate, discutate, echilibrate prin dialog, pot să facă din asta un proiect valabil. Și atunci, de fapt, încercăm și asta începem cu lucruri extrem de mici, să vedem dacă la toamnă, după ce facem acest exercițiu, bineînțeles că e o perioadă foarte scurtă, putem trage niște concluzii pe care le facem cunoscute autorităților, dar și oamenilor din diversele cartiere, pentru că ceea ce ne interesează, de fapt, e să redescoperim cartierul în București. Deci nu e vorba de sector sau de zonele mari care sunt administrate într-un anumit fel, care au primarul lor și așa mai departe, ci de comunități mici care și-au pierdut identitatea. Da. Și cu care poți să vorbești, cum ziceați dumneavoastră, că încercați să vorbiți cu oamenii, cred că asta e lucrul cel mai important până la urmă. Eu vă mulțumesc foarte mult că ați venit astăzi pentru Alexandru și atunci să mă puneți și pe mine pe listă, vă rog frumos, și să fiți noastră următorul invitat aici în locul lui Alexandru să vorbim despre aceste lucruri care chiar cred că sunt foarte importante pentru București și pentru țară, de ce nu? La radio cu Andreea Esca la Europa FM. Suntem înapoi în studio cu violonistul Alexandru Tomescu, gata pentru rubrica Back to Back. Back to Back este o rubrică în care noi o să ne așezăm spate în spate. Eu am să spun un cuvânt și dumneavoastră o să-mi răspundeți la cuvântul respectiv cu un alt cuvânt care vă vine în minte atunci când auziți cuvântul meu. Imediat începem. Aha. Back to Back. Dragoste. Pasiune. Rușine. Minciună. Sex. Roșu. Curaj. Caraiman. Bani. Inutili. Viață. Verde. Talent. Dar. Dar. Frică. Gri. Vacanță. Muzică. Perfecțiune. De neatins. Muzică. Perfecțiune. Destin. Destin. Enescu. Copii. Cea mai mare bucurie. Prietenie. Cel mai mare dar. Mă rog, aici au fost mai multe cuvinte, dar nu contează. Da. E bine că... Perfecțiune, muzică, deci. Este ca la... prin care încerc eu să mă apropii puțin de perfecțiune. Una dintre căile ce ne-au fost date nouă oamenilor pentru
a ne putea apropia poate de, de Dumnezeu. Și pentru mine muzica este, este una dintre aceste căi. Eu sunt curioasă cum arată programul unui violonist de talie internațional. Există o oră de culcare, o oră de trezire, repetiții, nu știu, faceți ceva anume, cum arată? Dacă aș avea un program fix, cred că viața mea ar fi foarte, foarte plicticoasă. Chiar ceea ce îmi place cel mai mult la meseria mea este că nicio zi nu seamănă cu cealaltă, niciun concert nu seamănă cu celălalt, chiar dacă cânti același program. Deci nu există o rutină. Vă treziți dimineața? La modul ideal. De exemplu? Depinde. Bă, nu știu, acum ceva vreme când am cunoscut eu pe soția mea, aveam încă niște principii astea artistice foarte sănătoase, și anume că ora la care trebuie să se trezească un artist trebuie să fie făcută din două cifre și zero nu este cifră. Deci, începând cu ora 11, eram în priză. Mi-a plăcut. Da, acum, desigur, cu o fetiță de 3 luni acasă, lucrurile nu s-au schimbat foarte mult. Chiar eu mă trezesc înaintea ei și trebuie să umplu în vârful picioarelor ca să nu-mi trezesc fetele mele, cele două. Acum vă treziți la ore cu o singură cifră, cum ar fi 3 dimineața? Mult. Patru? Nu. Suntem niște părinți binecuvântați și din cauza că am ținut-o lângă noi încă din maternitate, a dormit din prima noapte și până în ziua de astăzi, deci 3 luni, fără nicio excepție. A dormit. Dar e adevărat perfect. Că, așa cum zicea mama noastră, că poate cel mai mult ați avea nevoie de liniște? Liniștea după muzică e lucrul care îmi place cel mai mult. Și liniștea conține în ea toată muzica care s-a scris sau care se va scrie vreodată. Dacă vreți, eu am un moment preferat în concert, un moment preferat în care simți așa efectiv ca o concentrare de energie gen Big Bang. Deci anume este acel moment dinainte să înceapă totul, acel moment când toată lumea în sfârșit s-a terminat de foit, de tușit, de aranjat pe scaun, muzicienii s-au acordat, toată lumea e pe locurile lor, toată lumea este gata să înceapă și totuși muzica încă nu a început. Dar eu atunci am cele mai mari emoții, chiar dacă exact, sunt spectator. Sunt acele câteva, și pe scenă la fel? Sunt acele câteva secunde de grație în care în acea tăcere, eu așa simt, acea tăcere dinaintea începerii concertului, acea tăcere conține în el, așa cum Big Bang-ul în acel grăunte de praf conținea tot universul, acea tăcere conține tot concertul, cu toată desfășurarea lui. Și noi nu avem de făcut altceva decât să fim martorii acestei înfloriri a sunetului. Aveți, de exemplu, nu știu, un regim alimentar anume? Îmi place să experimentez. Asta este adevărul, nu doar în muzică, ci și pe propria mea persoană. Adică acum, de exemplu, ce experimentați? Îmi place foarte mult mâncarea vegană, vegetariană. Sunteți în experimentarea curentului vegan, am înțeles. Da, sunt un mic sectant, așa, dacă vreți. Corean. Dar un mic sectant corean. Da, însă în România apreciez cel mai mult acele perioade de post, fiindcă, de fapt, fără să ne dăm seama, românii, mă rog, cel puțin în perioada în care urmăreau cu mai mare strictețe aceste lucruri religioase, românii erau vegani o foarte mare parte din timp, fiindcă calendarul ortodox conține foarte multe perioade din astea de post. Și postul ortodox este vegan, deci fără carne, fără lapte, fără ouă, fără nimic. Și niște lucruri, cred eu, foarte benefice pentru sănătate. Însă, mă rog, eu fac experimentele doar pe persoana mea, nu mi-am propus să convertesc pe nimeni. Oricum, pe soția mea n-am reușit să o convertesc, așa că coabităm foarte bine. Da, de mâini, de exemplu, aveți grijă într-un mod deosebit? Nu în mod mai deosebit decât are oricine altcineva grijă de mâinile sale, fiindcă ce ar însemna să umblu cu mănuși din astea de fier. Dar nu știu, poate vă duceți, nu știu, faceți ceva anume sau nu știu, nu. Nu, îmi place să gătesc, să folosesc șurubelnițe, fierăstraie, cuțite ascuțite, tot ce vreți. Și promiteți mai că întâmplă, nu să mai cădeți să vi le fracturați, nu? Se mai întâmplă câteodată, mai ales înaintea unui concert, să mai îmi tai câte o bucată de deget un pic, dar crește la loc. Cum așa ceva? Păi și acolo cum mai simțiți arcușul? Mi s-a întâmplat de mai multe ori, da, e adevărat că în vremurile mele de început între ale bucătăritului eram poate mai neîndemânate ca așa și mi s-a întâmplat să mă tai chiar înainte de concert. Și... Adică ați insistat? Să faceți, să gătiți? Cu gătitul? Păi trebuia să mănânc ceva, nu? Aveți un stilist care vă alege costumele sau care vă, nu știu, vă
Vă dă sfaturi despre cum să vă îmbrăcați? Cea mai de încredere și cea mai creativă persoană pe care o cunosc, care nu e altcineva decât soția mea. Și înainte? Înainte mă îmbrăcam așa mai anapodă, ca să fiu sincer. Dar aveam acest lucru, Doamne, acum îmi dau seama, aveam acest as din mânecă cu ciorapii mei colorați. Întotdeauna mi-au plăcut ciorapii colorați, nu înțeleg de ce bărbații sunt condamnați să poarte mereu ciorapi negri sau în clipele lor de glorie ciorapi bleu marin. Eu cred că sunt o grămadă de alte culori disponibile. V-ați gândit vreodată să rămâneți în străinătate? Adică, nu știu, credeți că acasă poate deveni și un alt loc decât acela în care te naști? Ce să zic... Mai ales atunci când ai un copil, chiar începi să vezi lucrurile altfel și din punct de vedere al locului de reședință și, într-adevăr, este poate una dintre soluții. Eu înțeleg pe deplin pe cei care au ales acest lucru, fără îndoială că multora dintre ei nu le-a fost ușor. Este o decizie grea și dureroasă, cu toate că de aici, din România, pare, domnule, au plecat acolo unde curge lapte și miere și totul e nemaipomenit. Nu pentru toți este nemaipomenit. Și nu toți reușesc acolo în străinătate. Însă, mie îmi place să trăiesc în România. Am avut ocazia de a studia în străinătate, am studiat și în America, am studiat și în Elveția, am trăit perioade mai lungi și în alte țări și totuși e un loc care mă face să vibrez și acel loc este acasă. Și acasă este acel loc în care te-ai născut. Tu nu ai nicio alegere asupra lui, cel puțin eu, și îmi place să fiu aici, o spun cu toată inima, deci îmi place să fiu în România. Iubesc această țară așa cum iubești pe cineva, în sensul că îl iubești și cu părțile bune și cu părțile mai puțin bune pe care mi le accepti așa cum sunt. Însă, spre deosebire de o persoană pe care poate e mai greu să o schimbi, poate e mai bine și să nu încerci să o schimbi, cu o țară, chiar dacă pare așa de andață, cu o țară poate e mai ușor să schimbi o țară decât o persoană, eu așa cred. Cu cine sunt eroi vieții dumneavoastră? Domnul Șerban Sturza este unul dintre ei. Mă rog, pe lângă faptul că este un arhitect extraordinar, pe lângă faptul că duce acest război Don Quixotesc cu toate opreliștile din țară, este un om cu o inimă extrem, extrem de mare, extrem de caldă și îl simt întotdeauna foarte, foarte apropiat. Dumneavoastră, dacă ați realiza această emisiune, pe cine v-ar plăcea să invitați? Chiar mă gândeam. Mi-ar plăcea să vă invit pe dumneavoastră. Fiindcă întotdeauna i-am invitat pe cei care pun întrebările și cărora nu li se pune niciodată întrebări. Bine, atunci când o să terminați turneul și când o să aveți timp și nu o să fiți preocupat cu alte lucruri, cum ar fi casa lui Enescu și așa mai departe, am să vă invit să facem o emisiune, așa vreți? Perfect, perfect. E o provocare cum n-am mai avut până acum. Da, exact asta o să facem. Dar până atunci mai avem o serie de întrebări pe care am să le pun eu și la care noastră puteți răspunde însă cu mai multe cuvinte decât la chestionarul dinainte. Este rubrica denumită 10 întrebări esențiale. 10 întrebări esențiale. Ce ați face dacă ați câștiga 1 milion de euro? Păi cred că problema finanțării Centrului Cultural Enescu, de acolo de la Mihail, ar fi rezolvată pentru următorii 200 de ani. Deci asta, chiar sincer să fiu, chiar asta aș vrea să fac. Fiindcă banii ca și gloria vin și pleacă, sunt poate printre cele mai volatile lucruri de pe lumea aceasta. Ori prin preumbrele mele, prin Asia pe acolo, chiar asta am citit pe o caligrafie din asta, de caractere chinezești pe care a cumpărat-o. Asta spunea că banii nu sunt importanți, ci important este să construiești o școală. Și mie mi se pare că asta este... Am ajuns acum, mâine pe mine o să fac 40 de ani, am ajuns într-un moment în care simt că sunt gata să mă implic în astfel de proiecte pentru generațiile care vin. Ce înseamnă lux pentru dumneavoastră? Luxul pentru mine înseamnă timp. Timp pe care să-l pot petrece alături de ai mei, alături de familia mea. Am fost atât de norocos în aceste ultime 3 luni de zile, de când a venit pe lume, de fapt 4 luni, cu o lună înainte de a se naște, fiindcă ultimii 7, 8, 10 ani au fost așa o spirală
din ce în ce mai strânsă de concerte, de plecări. Vă spun cu toată sinceritatea, într-un an de zile, dacă erau 2 sau 3 săptămâni pe care eu să le dorm în patul meu de acasă, de luni până duminică, foarte rar se întâmpla. Și uite că decembrie, ianuarie, februarie și poate chiar și martie am putut să fiu foarte mult alături de soția mea, alături de fiica mea și asta însemna mai mult decât orice. Pentru ce ați face orice sacrificiu? Pentru fiica mea și pentru familia mea. Sunteți fericit? Foarte, foarte, mă simt foarte norocos. Când v-ați simțit ultima dată cel mai mândru? Atunci când la doar, doamne, cât avea, la doar 3 zile, deja fiica mea m-a depășit fără drept de apel. M-a spulberat pe Facebook, am o pagină de Facebook unde mai anunț concerte, mai postez diverse pozulițe din astea de prin turnee. Și am o audiență destul de bună, tocmai fiindcă n-am cumpărat like-uri și oamenii chiar sunt implicați acolo. Și dacă, nu știu, am avut la 16.000 de fani de pe pagină, aveam de obicei 16, 20, chiar 25. La un moment dat am avut și o postare nemaipomenită care a ajuns la vreo 45. M-am zis, mamă, ce tare sunt. E bine, când am anunțat că s-a născut fiica mea, a fost pulberat la 117.000 de Așa că am simțit și eu acest gust al bucuriei unui părinte care se vede depășit de copilul său și chiar sunt fericit. Ce ați face dacă aș ști că săptămâna viitoare este sfârșitul lumii? Cred că aș face ce făcea acel quartet de pe Titanic. A continuat să cânte, fiindcă asta este important. Care vă este deviza în viață? O deviză a celor de la echipa de off-road Land Rover, One Life, Live It. Adică o singură viață, trăiește. Când ați plâns ultima dată? Cred că m-am emoționat puțin aici la dumneavoastră în emisiune. Atunci când a vorbit mama? Sau atunci când a vorbit Lavinia? Când am auzit-o pe Lavinia. Ce înseamnă eleganța pentru dumneavoastră? Eleganța atunci când știi să lași deoparte tot ceea ce nu este esențial și îți găsești adevărata ta imagine sau voce sau ce-o fie. Care este rolul artistului pe lumea asta? Artistul, eu îl văd, așa dacă mi este îngăduit o asemenea comparație, asemenea poziției regelui din ideograma chinezească care desenează regele. Ideograma asta e foarte simplă, o poate face oricine, sunt 3 linii paralele, orizontale, cam cum sunt astea de pe microfon, 3 linii paralele, care simbolizează cerul, oamenii și pământul, deci 3 elemente, cerul, oamenii și pământul, și o singură linie verticală care le unește, care este regele. Eu cred că asta ar trebui să facă și artistul, să unească cerul, oamenii și pământul. Domnule Alexandru Tomescu, vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiune și vă doresc o viață lungă pe scenă în slujba publicului care vă iubește. Vă mulțumesc și dumneavoastră, ascultătorilor Europa FM, și vă dau întâlnire sâmbăta viitoare la prânz. O zi excelentă tuturor, ne despărțim pe ultima alegere muzicală a lui Alexandru Tomescu, Nana Muscuri, L'amour en héritage. La radio cu Andreea Esca la Europa FM. J'ai reçu l'amour en héritage un matin au pays des cités.